drapelul de stat al Republicii Moldova, tricolorul, este simbol oficial al țării. El simbolizează trecutul, prezentul și viitorul statului moldovenesc. Reflectă principiile lui democratice, tradiția istorică a poporului moldovenesc, egalitatea în drepturi, prietenia și solidaritatea tuturor cetățenilor republici. Drapelul de stat al Republicii Moldova, tricolorul, reprezintă o pânză dreptunghiulară formată din trei fâșiri cu dimensiuni egale și trei culori semnificative. Albastrul simbolizează libertate, pacea și caracterul pașnic al poporului nostru. Galben este dreptatea, simbolizează recoltele bogate al anului de grâu și de porumb. Roșul simbolizează frăție, reprezintă sângele vărsat de strămoșii neamului nostru pentru libertatea și independența poporului nostru. Simbolurile naționale sunt simbolurile și semnele care indică identitatea Republicii Moldova ca stat, fiind stema, drapelul și imnul de stat. În centru, pe fâșia de culoare galbenă, se imprimă stema de stat a Republicii Moldova, un scut tăiat pe orizontală, având în partea superioară o cromatică roșie, în cea inferioară albastră, încărcată cu capul de bou cu stea în frunte. Capul de bouri este flancat în dreapta de o roză cu 5 petale, iar în stânga de o semilună conturată. Toate elementele reprezentate în scut sunt de aur. Scutul este plasat pe pieptul unei agvile, ce poartă în cioc o cruce de aur. Stema de stat a Republicii Moldova înglobează elementele de veche tradiție. Capul de bouri, steaua dintre coarnele boului, roza, semiluna, cromatica câmpului de pe scut. Tricolorul a fost desemnat drapel oficial al Republicii Moldova de primul parlament pe 27 aprilie 1990. Ziua drapelului de stat a fost instituită pe 23 aprilie 2010. Pentru toate popoarele, stema țării, semnul heraldic suprem, este o importanță deosebită. Imaginile care o compun evocă istoria țării, prin intermediul ei tradiția rămâne veșnic vie, iar semnificația ei trezește sentimentul național. De la o vârstă fragedă suntem învățați să ne iubim patria, să cinstim simbolurile și să o purtăm cu drag în suflet. Ziua de 27 aprilie nu este doar o celebrare a drapelului Republicii Moldova, ci și o evocare a ceea ce semnifică neam, patriotism și luptă de eliberare națională. Pentru noi, elevii, drapelul de stat ne reprezintă istoria neamului, devotamentul de care dăm dovadă zi de zi și iubirea față de tradițiile poporului nostru. Drapelul național al Republicii Moldova ne indică originile românești, apartenența la cultura europeană și importanța tradițiilor, idealurilor și a democrației. Utilizarea drapelului de stat cu încălcarea prevederilor legii, precum și profanarea acestuia prin murdărire, pătare, inscripționare, desenare, aplicarea unor obiecte, arderea, călcarea în picioare, utilizarea în calitate de față de masă, pusă de scaun, draperii, etc., atrage răspundere convențională sau penală. Mulțumesc, pastorule, pentru nota muzicală.